Bine ați venit la horoscopul relațiilor pentru luna iunie. Am decis să continui și cu acest tip de film în care să analizez felul în care interacționează zodiile între ele una cu cealaltă. Zodia voastră cu celelalte zodii. Deci ce rol joacă celelalte zodii. Deci acum dacă ați deschis filmul dedicat zodiei voastre, ascultați ce rol au reprezentanții celorlalte zodii în viața voastră. Ce rol are un berbec în viața voastră pe anumite planuri, ce rol are o fecioară în viața voastră pe anumite planuri. Deci nu e vorba ce rol jucați voi, dacă vreți să jucați, să aflați ce rol jucați voi în viața acestora, duceți-vă la zodiile lor, la zodia partenerului, la zodia copilului, la zodia părinților și așa mai departe, să vedeți voi cu zodia voastră ce puteți să le declanșați voi, bun sau rău, pentru că e posibil să fie și relații foarte constructive, dar și unele mai dificile pe parcursul acestei luni. Vă recomand deci să vedeți situația din două direcții, și așa, și așa, deci și din zodia voastră asupra altora și alte zodii asupra voastră, că această analiză e cu două direcții. Da, posibil să apară contradictorii, tocmai pentru că, într-un fel, intrați voi în viața cuiva, unei anumite zodii, și altfel intervine acea zodie în viața voastră. Nu e cu dus întors. Nu înseamnă că dacă vă spun că o zodie joacă un rol minunat pentru voi, la fel e și invers. S-ar putea voi să îi declanșați cel mai mare coșmar. E un exemplu. Dar priviți deci acest horoscop din ambele direcții. Și voi pentru zodiile respective și ei pentru voi luna aceasta. Vă invit să căutați zodia voastră, zodia celor dragi, să analizați cum vă ajutați sau nu vă ajutați unul pe altul în luna iunie. Dragi tauri, vorbim despre relațiile voastre de luna aceasta. Unele zodii joacă roluri importante în viața voastră, altele sunt absolut trecătoare și nu își lasă amprenta într-un mod deosebit. Haideți să vedem despre fiecare zodie în parte, cam la ce vă puteți aștepta din partea lor. De la berbești vă puteți aștepta la idei foarte bune, discuțiile pe care le aveți cu un berbec, confruntările de natură intelectuală, profesională, pot fi foarte tonice, vă stimulează mintea, inspirația, imaginația, comunicarea merge foarte bine cu un berbec, sunteți cumva pe aceeași lungime de undă, mental vorbind, gândiți la fel, vorbiți la fel, aveți cam aceleași replici de multe ori, puteți începe o relație nouă cu un berbec, poate mai mult la serviciu, legată deci de profesie, dar vedeți că se leagă datorită acestei compatibilități mentale pe care o aveți. Mai rar vă simțiți pe aceeași lungime de undă cu cineva la capitolul mentalitate, principii de viață, idei similare și așa mai departe, aceeași pregătire profesională, educațională poate o aveți, vă leagă ceva mental vorbind și asta ajută foarte mult și relația respectivă să se dezvolte. Acum pare să fie abia la început, dar merge foarte bine, e foarte tonică. Cu semenii voștri tauri aveți o relație de prietenie foarte frumoasă. E posibil să aveți o persoană taur, o femeie taur, să zicem așa, care vă este alături ca bună prietenă, bună confidentă, bună tovarășă. Nu, dacă sunteți bărbat, nu e vorba de sentimente acolo, e mai degrabă prietenie. Și bineînțeles, dacă sunteți femeie, tot prietenie se cheamă. Vă respectați unul altuia plăcerile, timpul, spațiu personal, vă simțiți liberi unul în preajma celuilalt să faceți ce vreți, să spuneți ce vreți, nu există cenzură acolo, nu există măști puse pe față ca să vă faceți plăcere unul altuia, e ce în gușă și în căpușă, spuneți ce gândiți, mai trântiți și câte o prostioară, celălalt râde, deci e o libertate totală de manifestare între voi, pe aceeași lungime de undă, ca distracție, ca mod de a gândi asupra unor lucruri, ca viziune asupra lucrurilor, e și asta vă oferă vouă libertatea de a fi voi înșivă. Că și ei sunt ei înșiși pentru faptul că sunt tauri, deci sunteți la fel și vă respectați această manifestare liberă a personalității. Cu gemenii puteți avea o relație la fel foarte intensă, foarte vie, apare un geamăn în viața voastră cu rol de conducător, lider, deschizător de drumuri. El vă arată niște căi, vă îndeamnă spre niște schimbări în viața voastră, poate chiar vă obligă să le faceți și vă și arată cum. De-aia spuneam că e mai degrabă un coordonator, un lider de opinie, lider de traseu, vă arată ce să faceți, încotro să o luați. Și nu numai că vă arată, dar vă împinge de la spate, vă stimulează, vă ridică moralul, vă alimentează voința, ambiția de a merge mai departe. Poate e mai mult decât un lider, poate e chiar un exemplu demn de urmat. El a reușit, a mers pe calea asta, vă arată că el a reușit și vă dă și rețeta de succes potrivită să-i urmați, să-l urmați pe aceeași cale către succes. Deci merită să faceți, cum vă spune acest geamăn, că are rol de motivație, de determinare, de voință maximă asupra voastră, să nu vă lăsați, ci să mergeți pe calea pe care ați pornit. Cu racul vă puteți ciondăni de foarte multe ori, sunt ciondăneli banale, probabil legate de diferende de opinii absolut firești în orice situație, mai ales dacă e vorba de un copil rac, fiul vostru rac, de un coleg mai tânăr, mai șturlubatic, care crede că le știe pe toate și o ține pe a lui. Trebuie să țineți cont de persoanele mult mai tinere decât voi, rac, pentru că s-ar putea să aibă oarecare agresivitate în manifestare vis-a-vis de voi și musai să aibă dreptate, musai să fie ei cei care au ultimul cuvânt și probabil chiar îi veți lăsa decât să generați cine știe ce dispute inutile. O să simțiți așa de la distanță când se cam tensionează relația și veți prefera să lăsați pe el să-și spună cuvântul decât să intrați în conflicte. De la leu vă puteți aștepta la niște motive de supărare, dar care pot fi ușor reparate. Poate vă rănește, poate vă critică, poate vă jignește, poate chiar e o suferință de natură emoțională, sentimentală, de la persoana iubită, dacă este leu. Dar așa cum greșește, tot așa o să-și dreagă busuiocul, totul e ca voi să vă arătați dispuși să iertați, să închideți acel capitol, să nu păstrați ranchiună pentru cele întâmplate, că da, se vede pe chipul vostru că v-a rănit, că v-a jignit, că v-a supărat amarnic, dar probabil își va da seama acest leu și va renunța la orgoliu și va veni ușor așa la ușa voastră cu flori, cu scuze, cu explicații, astfel încât să-i mai dați o șansă, să reparați ce e de reparat și să vă dați seama la urma urmei că fiecare dorește ca relația asta să meargă mai departe, mai ales dacă are deja un istoric în urmă și o să-l iertați, o să-i treceți cu vederea, o să vă îmbrățișați ca la orice împăcare și totul va fi din nou frumos. Fecioarele pot avea un rol foarte activ, posibil o femeie fecioară să joace un rol important în viața voastră, ca mobilizator, ca cel care vă îndeamnă să faceți ceva cu viața voastră, cu planurile voastre, cu ideile voastre. Poate chiar e cea care aprinde fitilul unei schimbări pe care vreți să o faceți. Poate voi nu aveți curaj, spuneți aș vrea să fac cu tare. Vine această fecioară care vă înțelege, vă are încredere în voi, vă apreciază și spune dar de ce să nu o faci? Ia, hai, dă-i drumul. Și într-un fel sau altul, la spusele ei, la insistențele ei, la bătaia la cap a acestei fecioare, veți trece la fapte, veți face ceva în direcția, un prim pas sau mai mulți pași către ceea ce v-ați propus și să vă dați seama cât de mult a contat stimulentul venit de la această persoană, încredere pe care a arătat-o, acest hai, fă-o odată venit de la această fecioară. Balanța poate fi o judecătoare foarte severă, dar justă la adresa voastră. Deci dacă vă critică o balanță, fiți sigur că are dreptate, că știe ce spune, se bazează pe dovezi, pe legi, pe normative, pe cifre, pe date exacte, bine cunoscute, nu sunt niște păreri acolo, nu sunt niște idei, ci chiar ea vede adevărul, vede unde ați greșit, vede unde ați încălcat o regulă, vede unde nu ați făcut ceea ce trebuia și cumva vine să vă mustre, să vă atrag atenția, dar poate fi o întrevedere foarte bună. Aveți ceva de învățat de aici, dacă și urmați sfaturile sale, reparați situația respectivă și o aduceți pe făgașul normal. Deci puteți echilibra, nu degeaba balanța este semnul echilibrei, puteți echilibra o situație neadecvată în care voi ați comis o oarecare greșeală, v-ați abătut de la o anumită regulă și dacă faceți cum vă arată ea, cum vă spune ea, da, poate o face într-un mod mai dur, mai aspru, vă trage de urechi un pic, dar dacă imediat faceți ceva în direcția asta a reparării situației respective, totul va fi din nou pe făgașul normal și voi o să vă eliberați de un stres, de o vină și mai ales vă veți elibera de gura ei, că s-ar putea să vă cam bată la cap pe tema asta. Cu Scorpionul puteți avea o relație liniștită, calmă, plăcută, pașnică, poate chiar e vorba de o împăcare cu un Scorpion de care din diverse motive v-ați detașat o vreme, v-ați certat, nu v-ați înțeles, poate e o animozitate acolo, poate e o problemă de comunicare, de interpretare, mai degrabă de interpretare, ați interpretat greșit gesturile unui Scorpion, vorbele unui Scorpion și ceva s-a infiltrat, ceva s-a dezechilibrat în această relație. S-ar putea acum să aveți ocazia de a sta mai mult de vorbă, de a pune țara la cale, de a compara ce a zis unul cu ce a înțeles celălalt și să puneți cap la cap lucrurile ca să reparați situația. Relația se poate repara, se poate remedia, puteți depăși cu bine acest impas, dar evident, numai prin dialog, dialog sincer, față în față, în care și unul spune ce are de spus și celălalt spune ce are de spus, puneți cap la cap ceea ce se vorbește, nu doar unul ține o predică și celălalt lasă capul în jos, ci e nevoie clar de schimb de replici acolo, în mod egal, în mod echitabil și cât se poate de sincer. Săgetătorii pot fi sursa voastră de iubire. De acolo vine multă dragoste, multă afecțiune, multă grijă, multă căldură sufletească. E persoana care vă arată că vă iubește, poate vă și îndrăgostiți luna aceasta de un săgetător care apare în calea voastră, dar chiar dacă face parte de ceva vreme din viața voastră, vine cu daruri de iubire nemaipomenite, cu această blândețe de care aveați nevoie, cu vorbe frumoase, măgulitoare, vorbe dulci, declarații de dragoste, complimente, daruri, efectiv, care clar vă fac plăcere, vă aduc aminte cât vă iubește această persoană sau măcar acum descoperiți cât de mult vă iubește. Poate nu știați că există iubire din partea acestei persoane săgetător și acum ați putea avea plăcuta surpriză să primiți de la el, de la acest săgetător, multe gesturi de adevărată iubire și compasiune, de milă. Deci nu-i musai iubire la modul sentimental, dar tot iubire este grija, tot iubire este protecția, tot iubire este preocuparea pentru voi și asta clar că vă face plăcere, aducându-vă aminte că cineva cu adevărat ține la voi. De la Capricorn vă puteți aștepta la multe semne de întrebare. Există 1-2 Capricorni în preajma voastră care nu vă inspiră încredere. Vă cam joacă pe degete. Sunt ba așa, acum spun da, acum spun nu, acum promit ceva, acum au uitat ce au promis. E greu să comunicați cu un astfel de Capricorn dacă e atât de oscilant, dacă vă dă atâtea motive de neîncredere, de îndoială la adresa adevăratelor sale intenții. E foarte schimbător. Într-o zi îl vedeți că tinde în stânga, a doua zi deja tinde în dreapta și nu mai știți de unde să-l luați. Care e el cu adevărat? Să vă bazați pe ce spune sau se răzgândește a doua zi și uită tot ce a promis? De ce va fi greu de comunicat cu un astfel de om care își schimbă atât de des opiniile în relație cu voi, bineînțeles, și ori mai aveți un pic de răbdare, nu extrageți concluzii de la 1-2 motive de îndoială, ci mai lăsați-l un pic, poate are și el niște probleme, poate trece și el printr-o situație foarte instabilă, foarte ciudată, în care nici el nu știe ce să facă, ce să spună, cum să reacționeze și de-aia e schimbător, ba așa, ba așa. Poate lăsați pe el întâi să-și facă ordine în propria lui minte, să descopere ce vrea, care sunt adevăratele lui intenții, ce poate să facă și abia după aceea să vă puteți baza și pe susținerea sau pe sprijinul sau în anumite situații. Îndoiala este cea care planează așa, chiar dacă pare de încredere, așa de departe, intuiția voastră vă spune că mai bine stau un pic în expectativă să se clarifice, să se așeze apele, că dacă se tot schimbă după cum bate vântul, vă încurcă și pe voi și nu mai știți nici voi încotro să mergeți în această relație. Vărsătorul poate fi o sursă foarte tonică de idei, de inspirație, de soluții la tot felul de probleme cu care vă confruntați. Știe foarte multe acest vărsător, e cunoscător în domeniu. Nu e neapărat vorba de experiență de viață, ci pare să fie studiu, învățătură într-un anumit domeniu. De-aia l-am numit chiar expert, specialist. E omul care asta a învățat, pentru asta s-a pregătit. Probabil apelați la un vărsător avocat, un vărsător consilier matrimonial, nu știu, ceva, o persoană care a studiat în domeniul respectiv și care vă poate ghida pe voi prin ceea ce știe, prin ceea ce deține el ca informație și pregătire intelectuală. E sursa voastră de idei, de soluții, de căi, de mers, de îndrumare, de lecții de viață, deci stați cu urechile la ce are de transmis un astfel de vărsător, cel mai probabil bărbat, pentru că el asta face, cu asta se ocupă, asta știe să facă, asta e meseria lui, asta e rolul lui în viața voastră luna aceasta. Când vine vorba de distracție și de stare de bine, de bucurie, de veselie, vă puteți gândi la un pește sau poate chiar la un grup în care se află mai mulți pești, dacă aveți mai mulți prieteni pești, pentru că acești pești vă învăluie pe voi în multă dragoste, în multă afecțiune, în multă grijă. Distracția pare să fie la baza acestei legături, timp liber, ieșire în oraș, la terasă, la un grătar, la o petrecere, la un spectacol, dacă vor fi spectacole pe undeva. Deci e multă veselie acolo, e poate chiar niște evenimente de familie în care se află și niște sau un pește și orele petrecute în compania acestei persoane pot fi de-a dreptul vesele, relaxante, ca o vacanță. Poate chiar plecați într-o vacanță și acolo vă însoțește un pește, cunoașteți un pește și e real motiv de divertisment, de glume, de bună dispoziție la urma urmei în compania acestei persoane. Altfel poate fi doar o sursă de vești bune, de complimente, vă face plăcere ceea ce auziți de la acest pește care vă învăluie cu vorbele sale minunate, cu laudele sale, știe să vă facă să vă simțiți bine în compania sa și normal că preferați o astfel de prezență care are numai vorbe de laudă la adresa voastră. Tauri, asta este zodia iunie pentru voi, interesantă pe alocuri, mai banală prin alte planuri, pe la alte zodii. Nu uitați de toate horoscoapele care vă sunt dedicate în acvaria.com și pe canalul de YouTube. Abonați-vă, nu uitați acest lucru și să ne vedem cu bine și luna viitoare!